Cele mai căutate locuri de muncă din Anglia, din Marea Britanie, practic. Românii care caută de muncă în general. Bun, hai să vedem ce putem găsi astăzi în domeniul muncă în Anglia. Primul job care l-am găsit eu și mi s-a părut decent, lucrător în centru de distribuție. Practic este un fel de servicii de publicitate, gen cu anumite pliante, distribui anumite pliante și faci reclamă. Este un job foarte căutat de români în Marea Britanie. Este un job foarte simplu, nu necesită foarte multă experiență. Salariul poate să varieze între 6 lire și jumate până la 8 lire și 13, cam așa, în funcție. Depinde de jobul respectiv. Următorul job care l-am găsit eu și mi s-a părut ok pentru români și românii în general caută genul ăsta de job, lucrător fără experiență în depozite. Depozite, muncă ușoară, muncă doar fizică, face anumite acțiuni, salarii cuprinse între 6,5 și 9 lire pe oră. Eu zic că sunt niște salarii destul de decente. Următorul job care l-am găsit eu interesant ar fi personal pentru restaurant și hoteluri, care în general se caută. De obicei, străinii sunt persoane care lucrează față de câte englezi. Englezii nu sunt așa de muncitori. Lor le place munca ușoară, de birou și să câștige foarte mulți bani. Aici salariile nu am găsit o specificație. Da, se pare că încă nu am găsit la asta, dar salarii cam variază tot așa până la vreo 9 lire. Depinde și depinde de unde găsești. Eu îți recomand să eviți firmele românești pentru că sunt foarte multe țepe. Altceva ce ar mai fi bun, ar mai fi personal vânzări. Deci, bine, asta e mai mult o afacere, deci nu o să o includem. Hai să mergem pe alt capitol, zidari. Aici, în engleză, bineînțeles, îți trebuie un atestat care se numește SS Card. Și poți lucra în construcții. În construcții se plătesc destul de bine joburile. Salariile pot varia în funcție, nu știu, se poate ajunge și câteva la și până la 200 de lire pe zi. Nu ai 200, dar 100 de lire le poți face lejer. În construcție se face acel card și poți începe și de la joburi foarte ușoare, gen nu știu, mai să ajuți, să dai la mână, dar niciodată să fii exemplu șef de echipă sau ceva de genul ăsta, asta se ajunge în timp și asta se plătește, am văzut joburi și cu 20 de lire pe oră plătite în construcții. Alte joburi care consider că sunt ok și să găsesc, majoritatea românilor găsesc în general femeile, personal îngrijire bătrâni. Aici, în general, se lucrează între 3 și 4 zile, bineînțeles, se lucrează mai bine de 8 ore, din câte știu eu. Salarii cuprinse între 7 lire și 9 lire 28. Acum, vă dați seama, sunt foarte multe joburi. Următorul job, care mi s-a părut mie interesant, delivera pizza, delivery. Sunt niște joburi ok care se pot realiza după muncă, să-l putem lua ca al doilea job. Românii iubesc jobul ăsta pentru că chiar se pot face salariul care îl primești undeva la 20-30 de lire în funcție de orele lucrate plus ciobucă care mai primești de la clienți. Deci ăsta e un job care se poate face ca al doilea job. Următoarele joburi care le mai poți găsi în Anglia sunt șoferi profesioniști. Deci dacă ai permis de tir sau de mai multe categorii, permis profesional sau cum se mai numește el, poți chiar să faci bonus frumos din treaba asta pentru că salariile încep de la 8 lire și 15 până la 14 lire pe oră. Deci asta e o chestie ok, bineînțeles, să mai scazi anumite taxe care se mai opresc, dar nu sunt chestii imposibile. Ce mai putem găsi ca joburi? Nu prea am văzut foarte mulți români, dar cred că sunt destul de căutate. Personal supermarket. Ok, în acest job, salariul cuprins între 1200 și 1500 de lire pe lună. Exemplu, ori să stai la casa, la scanat produse, ori la raft, la așezat produsele pe raft. Deci are foarte multe beneficii aceste joburi, din punctul meu de vedere.
Următorul job, o să mai facem vreo două joburi și o să mai lăsăm și pentru data viitoare alte joburi, curier. Deci firmele de curierat sunt joburi destul de ok pentru că luând în calcul românele apreciază, toată ziua stai pe dubiță, mergi la clienți, le școletul, uneori mai primești și ciubuc, deci poți face ciubuc, salariile tot la fel, în funcție de undeva la... o chestie de obiectat. Ca să poți să lucrezi în Anglia, bine, nu-și cere nimeni treaba asta, dar îți recomand să ai cel puțin 3 ani de când deții permisul să stăpânești foarte bine condusul pentru nu avea evenimente și surpriza a plăti daunele care le provoci. Salarii cuprind între 1200 de lire și 2500 de lire pe lună, dar în funcție de ce trebuie să faci și cât de agil ești și cât de bine înțelegi să vorbești limba engleză. Cam astea au fost, prieteni, toate care le-am găsit în momentul de față. O să mai căutăm și alte joburi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, să dați un share și ne vedem data viitoare cu alte noi episoade. Pa, pa! Și spor la făcut bani în Anglia!